Neatenția la volan face din nou victime pe șoselele din Telorman. În urma unui eveniment rutier ce a avut loc în această dimineață la ieșire din Alexandria, un bărbat a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. Autoturismul a fost proiectat în copac în timp ce încerca să depășească un tractor cu remorcă, care a virat stânga, moment în care s-a produs coliziunea și ambele autovehicule au ajuns în afara părții carosabile. La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o auto specială de stingere, o auto specială de descarcere și o ambulanță SMURT. În urma impactului cu copacul, șoferul autoturismului a suferit mai multe traumatisme la nivelul membrelor, a primit primul ajutor și a fost transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Alexandria. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului, urmând ca polițiștii să stabilească în ce împrejurări s-a produs evenimentul rutier.